Bună ziua! Astăzi s-a desfășurat prima ediție a Cupei Prieteniei, organizată de Universitatea Vasile Goldici din Arad, iar partenerii noștri pentru această primă ediție au fost studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara. Studenții au jucat volei, basket și fotbal. Cum a fost și cum va fi planul pentru viitor în ceea ce privește evenimentele sportive? Așteptăm și o a doua ediție a Cupei Prieteniei, iar studenții noștri în fiecare săptămână se antrenează, joacă volei, fotbal, basket.